Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Drumul către Medalii, podcast realizat de Agenția Națională pentru Sport. Sunt Roxana Ciuhulescu și sunt gazda acestei emisiuni, chiar, chiar dacă îi spune podcast. Cum spuneam, în fiecare săptămână, în fiecare joi, de la ora 8 seara, am invitat câte un sportiv emblematic, imagine emblematică a sportului românesc, iar în această seară l am în studio pe Cătălin Chirilă, căruia îi spun bună seara, bine ai venit Cătălin! Îți mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Suntem în studioul televiziunii române. Vreau să mulțumesc TVR pentru susținere. Fără ajutorul lor, acest podcast probabil că nu ar fi avut loc. Cătălin, pentru tine 2023 a fost un an fabulos. Ești de acord cu mine? Da, eu aș spune că a fost un an satisfăcător. Sincer, rezultatele au reușit doar să mă satisfacă. Pentru că obiectivele au fost mult mai mari decât ce s-a văzut la final. Mi-am dorit din tot sufletul să redevin campion mondial. Am devenit campion mondial, lumea știe, însă am devenit pe 500, n-am redevenit pe 1000. Și în ciuda rezultatului frumos, în ciuda medalilor, a calificării, e doar un rezultat de satisfacție. Adică vrei să-mi spui că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg? Da, s-au întâmplat foarte multe lucruri acolo, inclusiv în competiție. Lucruri care nu s-au petrecut așa cum le-am plănuit. Mi-aș fi dorit să fie diferit. Uh -huh. Cătălin este un tip timid, este un tip liniștit și de un bun simț, și din comun. Ne cunoaștem de ceva vreme, mi-am permis să-l invit în emisiune, tocmai pentru că avem o istorioare, am făcut și o ședință foto la, la Znagov da, m-ai surprins de la bun început, mai ales că ești un sportiv de talie mondială, toată lumea te cunoaște și cu toate astea ți-ai păstrat acea decență și acel bun simț. Ceea ce știi cum e când vezi o persoană publică, bine, una care apare pe TV, te aștepți. Mmm, mamă, deci. Dar Cătălin este acel sportiv care muncește de dimineața și până seara. Acum a fugit din cantonamentul de la Snagov ca să-mi să ofere acest interviu. Vreau să vorbim despre tine și despre copilăria ta și despre performanța la care ai ajuns astăzi. Uh, Ți-e dor de casă? Să spunem că am început ușor, ușor să mă regăsesc aici, la Snagov. În de ceva vreme, cu atât mai mult anul acesta după cununia religioasă, încerc ușor, ușor să întemeiez alături de soția mea o familie. Și vorbind de casă, chiar astăzi vorbeam uh, în cantonament, uh, casa numărul 1 și casa, locul de suflet va rămâne clar mereu casa părintească Sarichioi. Clar mi-e dor de Sarichioi, mi-aș dori să ajung poate mai des acolo, însă timpul nu-mi permite. Cantonamentul este destul de monoton, uh, timpul liber este foarte restrâns și de fiecare dată, uh, chiar dacă primesc un liber, cât de puțin nu reușesc să ajung acolo unde, unde mi-aș dori. Și că tot vorbea de casa părintească, trebuie să vă spun, Cătălin s-a născut în Tulcea și a copilărit în Sarichioi, o comună unde trăiește cea mai mare comunitate de ruși lipoveni din România. La Sarichioi a absolvit primele șapte clase, iar clasa a 8 a terminat-o la colegiul Angel Salini din, din, Turce, din uh, Tulcea. Studiile liceale uh, le-a făcut la Liceul Teoretic Ion Creangă, specializarea instructor sportiv. Greșesc cu ceva? Nu. E uh, perfect corect. <laughs> Când spuneai mai devreme că anul acesta te-ai și căsătorit, mă uitam la degete, degetele tale că n-ai verighetă. Verigheta, uh, verigheta sportul nu da, sportul nu-mi permite <laughs> să port verigheta pe deget, însă o port lângă cruciuliță, mi se pare locul ideal unde ar trebui să fie verigheta. Din punctul meu de vedere ca sportiv în canoie, mă gândesc că alt sportiv și-ar permite să poarte verigheta. Eu știu, în totul alte sporturi, eu care vâslesc, nu pot Ai, să țin în pagaie... Ușa, dacă era jucător de șah, era foarte simplu. Poți să văd verghetul? Era da? mai simplu, da. Nu ca cum să verific, spuneam, ci doar... Este la un loc de cinste, cum spuneam. Este alături de Cruciulița, care este din nou adusă chiar... De fapt, aș minți dacă spune că a fost adusă din Moscova, însă matrița a fost adusă din Moscova și este foarte importantă pentru mine. Am citit în presă că ai cerut-o pe Mihaela exact după campionatele mondiale. A fost un moment emoționant pentru tine? A fost foarte emoționant. Îmi aduc ai gătuit? Aminte... Cum a întrebat-o? spune -mi. Uh, Nu am fost gătuit, însă am aduc aminte cumulul de emoții. A fost foarte, foarte mare. Emoțiile au fost foarte intense pentru că toate acestea au venit după finala de 1000 de metri. Eu uh, deveneam vicecampion mondial în proba olimpică, calificam pentru Jocurile Olimpice și aveam un plan, aveam inelul acolo pregătit pentru... Pentru următorul moment, sincer, mult mai special. Pentru că mă gândesc și îmi permit să spun că este mai special decât ce am făcut înainte de cererea în căsătorie, trebuie să fie o dată în viață. Iar campion mondial pot deveni de cel puțin două ori. Am văzut imagini de la anunța voastră. A fost așa de, de simplă și de totodată de elegantă. Probabil că ați respectat tradițiile voastre. Da. nu. Uh, Mihaela este tot uh, elipoveancă? Nu este elipoveancă, însă, cum era normal, așa am considerat că soția trebuie să meargă după soț, cum între ghilimele, dacă se poate spune. Și uh, datorită educației pe care am primit-o atât de la părinți cât și de la părintele din sat, părintele Feodor, nu se putea altfel decât să mergem în biserica noastră din Sarichioi, biserica de ruși lipoveni de rit străvechi poate puțină lume cunoaște că există două biserici de ruși lipoveni, Ridvec și Ridstrăvec noi suntem cei care uh, au mai mare grijă la port uh, țin mai uh, mai îndeaproape tradițiile Aha. și portul de acolo se trage și portul pe care l-am avut la Cununie Superb! Uh, acum așa ca o, picant, ca o picanterie la tine acasă cântă găina sau cocoșul? <laughs> Eu aș spune că cântă amândoi în cor. Cred că așa mi-e cel mai corect. Și ai spus foarte frumos cântă amândoi în cor. Și că tot ai zis de cuvântul cor. Citeam în biografia ta că de mic mergeai la corul bisericii. Da. Mai faci acest lucru când te mai duci acasă? De fiecare dată când ajung acasă, sau să spunem puțin diferit, de fiecare dată când timpul îmi permite din nou când ajung acasă, timpul este foarte limitat. Problemele din alte direcții trebuie să rezolvate și efectiv nu am timpul să necesar să ajung la biserică, pentru că un detaliu foarte important pe care trebuie să l cunoască toată lumea este că la noi în biserică când intri, trebuie să rămâi până la finalul slujbei. Ideal ar fi să vii de la începutul slujbei și să să reziști până la final. Să nu că slujba spun... ține șase ore. Slujba ține, să spunem, cea de sâmbătă-seară undeva la 3-4 ore. Deci e ceva de stat, se poate sta și înșezut, însă trebuie să reziști, trebuie să ai rezistență și cred că de acolo se trage și rezistența mea ca sportiv. Ai... Sper să fie și longevitatea tot de acolo. Ai momente când mai cânți așa pe barcă? Nu, însă pot să dezvolui că m-a apucat odată cântatul. În pădure fiind singur pe bicicletă la o ședință de revenire și. Serios? Da, da. Am simțit că era momentul meu atunci. Eram eu și copacii, atât. Și ce cântai muzică religioasă? A, muzică religioasă, da. A? da, da, da. Chiar la evenimentul nostru. Poate pentru prietenii mei care au fost alături de mine li s-a părut ciudat să mă audă pentru prima dată cântând, vorbind în limba rusă întâi de toate. Cu siguranță când m-au auzit prima dată vorbind limba rusă li s-a părut ciudat aici în biserică cu atât mai mult. Vorbeam o limbă rusă, bine, eu oricum nu înțeleg despre ce e vorba, însă e limba rusă slavonă, limba rusă veche. Și citeam într-o carte Sfântul Apostol, probabil lumea știe despre ce vorbesc, pentru mine, mie mi se pare un privilegiu ca preotul să vină și să mă binecuvânteze să citesc din acea carte. Chiar la evenimentul nostru am avut această oportunitate. Wow, ce frumos! Da, îmi dau seama din ceea ce îmi povestești cât de aproape ești de Dumnezeu. Este clar că ai fost crescut cu această cultură, ceea ce este minunat, adică nu trebuie să ne aducem aminte de Dumnezeu numai când ne este greu. Așa blezne de înțeles că așa ai fost crescut și probabil că așa îți vei educa și tu uh, copiii pe care o să iei. Uh, mai voiam să te întreb, sunt momente, uh, nu știu, când uh, poate ești nervos, când ai um, câte o descărcare nervoasă, când vorbești în rusă? Ți se întâmplă, poate nu involuntar? se întâmplă. Mai degrabă aș spune când eram, îmi aduc aminte, eram cu Victor în dublu și mai foloseam câteva cuvinte în rusă și erau adesea în jurături, pentru că nu avem cum să nu ne descărcăm în timpul unui antrenament pe Snagov, lumea știe că ne confruntăm aproape zilnic cu valurile șalupelor și nu aveai cum să nu te descarci măcar o dată și era foarte bine pentru mine că nu mă înțelegea nimeni, nu răspundea nimeni când vorbeam în limba rusă. Pentru cei care nu l-au văzut pe Cătălin Decât poate la televizor sau în fotografii Trebuie să vă spun că măsoară aproape 1,90 m Eu care sunt o femeie foarte înaltă Am 1,92 m Mă gândeam că uh, Ai fi putut fi foarte bun Și pentru basket Și pentru handbal, și pentru volei Că statura te-ar fi ajutat Și te-ar fi avantajat uh, Și în oricare din aceste sporturi Și nu numai, sunt doar câteva exemple Ce zici? Mă gândesc că dacă mă apucam de, eu știu, cu totul, vreun alt sport, puteam să fac performanță. Pentru că nu dată am spus-o, din punctul meu de vedere, secretul este dăruirea, munca pe care, o, pe care o depune un sportiv. Așa că în orice domeniu de ce nu aș fi reușit, nu aș avea nicio piedică. Care este povestea vieții tale? Cine te-a descoperit? Uh, Mi-aduc aminte, la începutul clasei a 8-a se formase un care în fața școlii și eram printre copiii timizi care au ridicat mâna pentru că voiau să meargă la sport cum ne-au povestit acei domni antrenori ne-au povestit puțin despre sport eu nici măcar nu eram atent despre ce vorbeau și eram cu mâna pe sus că vreau să plec și motivul principal era că trebuia să plec și eu cumva la Tulcea rămăsesem ultimul copil de pe stradă toți cei mai mari plecaseră la liceu trebuia cumva să evadez și eu pentru că mai aveam un an de pierdut și eu abia în clasa a trebuia să plec la oraș, însă am grăbit puțin lucrurile și asta datorită părinților mei care m-au lăsat. Era clar, când am, mi-a aduc aminte pe mama când am ajuns în, în curte, era printre flori, din nou mi se pare un detaliu foarte important despre Saricăi, toate curțile sunt, în fața curților e plin de flori efectiv, când treci, ai senzația că ești într-o poveste. Și mama era acolo când i-am dat vestea săraca, cred că a înghețat pentru puțin timp, însă a avut o discuție și cu tata și au fost de acord. Și cred că vorbisem de fapt cu ceva timp în urmă despre oamenii care iau decizii, au luat decizii pentru mine la un moment dat, oamenii care au fost la locul potrivit și începând de la acei domni antrenori de la părinții mei și așa mai departe, am tot fost înconjurat de oameni care mi-au ghidat cumva cariera. Da, și care probabil că ăsta a fost și destinul tău, așa trebuia să te ducă drumul, știi? Cu siguranță. Nimic nu este întâmplător pe lumea asta? Nimic nu este întâmplător. Sigur, așa, ușor, ușor am început și eu să cred, am început să mă lovesc de anumite situații. De fapt, le-aș numi confirmări care în acea direcție duc. Cum a fost când ai plecat prima dată de acasă, într-un cantonament probabil că s-a întâmplat? Uh, Mi-aduc aminte că plecasem la Tulcea, la liceul Angel Saligny, reîncepeam clasa 8 -a sau continuam clasa 8 -a. Era destul de greu pentru mine, fiind la internat, eram printre alți elevi, eram cu alți colegi deja care făceau sport cu mine și mi-a fost destul de dificil. Eu, să spunem că nu reușeam să mă integrez. Uh, și <laughs> o caracteristică, eu știu cum cum mă pot numi, este că nu eram foarte prietenos. De fiecare dată mi-aduc aminte că mama săraca venea de la, de la, ședințele cu părinții și avea ceva reprize de plâns, pentru că făceam destule probleme. Pe unde eram eu era și ceartă, adesea. Așa că nici acolo nu mă integram foarte bine. Însă a zburat foarte repede primul an, cu Chiu cu Vai, mi-aduc aminte, am făcut și un cantonament undeva pe la Piatra Neamț, dacă nu greșesc, undeva prin acea zonă și a fost un cantonament infernal. Eu eram și în ziua de astăzi, o spun, nu sunt un tip talentat și acolo, la începuturi, nici măcar să alerg, nu știam. Antrenorul cumva a să, să mă ajute să învăț să alerg. Asta era 15 problema ani? principală. 14-15 ani? Uh, 13-14 ani, Acolo eram, și trecută foarte repede acel an, au apărut problemele, probleme, să spunem, la nivel de club, probabil. Sincer, nu sunt în măsură să caut explicații din acea direcție, însă mi-aduc aminte că efectiv nu ne-ai chemat antrenorii în, în cantonament. Cum se facea normal, după încheierea primului an sau încheierea anului școlar și competițional se merge într-o vacanță și după aproximativ o lună revii în cantonament. Noi am fost puțin mai norocoși pentru că eram încă copii și ne doream mai multă joacă. Antrenorii nu ne-au chemat și începea anul școlar, ne făceam probleme, trebuia să intru în clasa noua, am rămas la Angel Saligni și a trebuit să mergem la conducerea clubului unde ne-a întâmpinat domnul director Miron Vasile care este antrenor descoperitor în ziua de astăzi și ca explicație pentru mine sau și pentru toți ceilalți este simplu, este primul om care a acceptat să revin la club pur și simplu după un moment de cumpănă, un moment în care nimeni nu a mai dat niciun, nu ne-a mai transmis nicio informație ce, am de, ce avem de făcut. A fost omul care m-a primit într-un uh, test de două săptămâni, îi spun eu test între ghilimele, sau poate chiar așa a fost, dumnealui chiar a vrut să vadă despre ce e vorba. Am stat aproximativ două săptămâni, uh, cumva făceam naveta de la internat până la, până la clubul sportiv municipal. Uh, M-am pregătit, domnul director cred că a rămas impresionat și cred că nu mă înșel când spun chestia asta pentru că mi-aduce aminte când vorbim și mi-aduce aminte de orarul de pe perete. Aveam frumos scris, cred că eram singurul sportiv din acea grupă, deja erau sportivi mai mari, sportivi care visau să ajungă la lot. I-a plăcut despre cătălin copilul, înainte de toate, că, să spunem, ca și sportiv, nu avea cum să mă cunoască. Dumnealui atunci era mai puțin prezent la antrenament, ne pregăteam cu alți domne antrenori și. A acceptat, a spus mai departe să vin în cantonament mai aproape de sportiv și să mă pregătesc în continuare. Și de acolo, practic, începe povestea sportivului, Cătălin, din punctul meu de vedere. Îți dai seama că el a văzut stofa ta, stofa în, în ghilimele și uh, intuia probabil ce da. urmează. Au existat, a avut o viziune. Da, cu siguranță, ce spuneam mai devreme despre persoanele care au fost la locul lor, la locul potrivit. Uh, printre acele persoane sunt și domnii antrenori cu care m-am pregătit, uh, domnul uh, Marian Boca și doamna Neagu Eugenia, Dumnezeu să odihnească, mi-am dat seama târziu și cred că mi-aș fi dorit. În momentele acestea, probabil prin maturizare, îmi dau seama de anumite situații prin care am trecut și sunt recunoscător persoanelor care au fost acolo. Târziu îmi dau seama, însă despre asta e viața, mă gândesc. Doamna a fost inspirată, spun doamna, pentru că vorbeam mai mult cu dânsa. Și era mai sufletistă, era ca o mamă, e cu totul altceva. Știi cum e că acum cred că lucrurile s-au cernut foarte ușor și cu maturitatea de acum aveți altfel lucrurile din, din trecut. Da. Și că vreau să ne întoarcem un pic în trecut. Spuneai că ai fost un copil problemă, probabil nu știu, problemele nu cred că erau așa de mari. Spuneai că mama ta se lua cu mâinile de cap când mergea la o ședință. De ce oare crezi? Tau și mă, știi, când îmi povesteai toate lucrurile astea, te întreb, pentru că uh, și eu, la vârsta de care povesteai tu, am fost un copil problemă, dar la mine a fost așa un soi de revoltă, pentru că eram un copil complexat. Uh, acel bullying, care termenul care se folosește ziua de astăzi, eu vrând, l-am suferit, știi, prin, a, prin natura înălțimii, mai ales ca fată, îți dai seama. Da. Dar tu de ce? De ce erai uh, zgubilitic? Sau de ce zici că ai creat probleme? Ce? Pur și simplu cream probleme pentru că... Adolescența? E mult prea devreme să spunem adolescența. Pur și Erai simplu eram de casă? un tip uh, nici nu știu să spun, cred că e mult prea spus obraznic, însă picam în momentele nepotrivite, făceam câte o prostie trebuia mi aduc aminte de o situație am murdărit dacă nu greșesc și cred că dacă va urmări doamna învățătoare și va aduce aminte, am murdărit draperiile sau ceva de genul, o situație pe care mi-o aduc aminte, ceva fracțiuni, uh, și a trebuit să i spun mamei că am făcut acest lucru și mama la rândul ei treia să spele acele draperii. Eu n-am făcut-o și mă ascundeam de doamna și era o situație foarte urâtă. Probleme de genul vorbesc. Nu eram implicat în situații extreme, eu știu. Însă, da, toate acestea. Deci erai doar băiat și punct. Eram bun. Asta voiam să zic la început, însă a trebuit să descriu cumva. Am citit bine și știu de la tine că idolul tău a fost Ivan Pațaichin. Și uh, vreau să te întreb ce amintiri te leagă de el. Vorbind de idoli, uh, este. Foarte corect spus că domnul Ivan Pațaichin pentru mine este un idol. Este un. Uh, întâi de toate, înainte să ne gândim la partea sportivă, mă gândesc la dumnealui cum a fost ca om. mi aduc aminte modest. Da. Vorbim de un om care vine din Mila uh, 23, un sat modest din nou. De acolo se trag toate aceste trăsături frumoase. Apoi, gândindu-mă la partea sportivă, la toate rezultatele pe care ni le-a lăsat, a lăsat o moștenire impresionantă pentru Federația Română de Caiac. Ca noi și pentru România întreagă, sunt onorat și am mai spus-o, sunt onorat că mă enumăr, printre, mă enumăr printre băieții care încearcă să obțină rezultate, cel puțin la fel de strălucitoare Precum ne-a lăsat domnul Ivan Pațachin, moștenire. Păi ai toate șansele. Da. Mă lupt zilnic, fac acest lucru zilnic, mă, încerc să mă pregătesc cât se poate de bine. Vreau să încep o nouă serie, să-i spunem, cu o medalie olimpică și să tot urmeze. Apropo de medalie olimpică, urmează jocurile olimpice și vreau să te întreb dacă ai început deja programul competițional pentru Jocurile Olimpice? Mai sunt, nu știu, șapte, opt luni? Știu... De aproximativ șase săptămâni deja suntem în pregătire uh -huh. și suntem într-o pregătire foarte, foarte bună. Cel puțin, din punctul meu de vedere, din tot ceea ce simt, uh, cred că suntem cu cel puțin doi pași înainte față de anii trecuți. Am confirmări din partea preparatorului meu fizic, din partea antrenorului, din partea întregului meu staff Toată lumea vede același lucru, și nu cred că este o coincidență. Eu personal mă simt bine, mă, îmi place cum mă pregătesc. Vremea până nu de mult a ținut cu noi, acum din păcate s-a mai răcit și au venit, a venit un val de ploi, nu ne permite să ieșim pe apă, însă încercăm să facem tot ce, ce este mai bine. Și cu atât mai mult simulăm anul 2022. E foarte important de subliniat acest lucru, anul în care am ieșit campion mondial. Am ieșit aici în țară cu același stil de pregătire. Doamne, ajută! Tu ești învățat, ești adaptat cu toate intemperiile. Cred că nu te mai surprinde nimic, nici vântul, nici frigul, nici ploaia. Astăzi, de exemplu, în București și în Snagov, desigur că el este cantonat la Snagov, a plouat și a fost frig. Cu toate astea, a avut un, un antrenament, și cred că acum, după masă sau spre seară, ai un al doilea antrenament, nu? Zilnic uh, ai astăzi, două antrenamente? Uh, nu, zilnic. Uh, luni și marți avem. Uh, de fapt, să le număr luni, marți, joi și vineri sunt zilele pline, cum le numesc eu. Miercuri uh, și sâmbătă sunt jumătățile. Uh, în principiu, miercuri și sâmbătă se întâmplă. Uh, avem antrenamentele cele mai grele. În perioada de vară, vorbind de miercuri, mi-aduc aminte direct de. Uh, căzut lat pe ponton. După căzut ce am... lung, se spune. Te rog frumos, în cazul nostru, la 1.90 se spune okay. că am căzut lung, nu lat. Da, și... Pur și simplu, pentru mine miercuri va rămâne ziua cea mai grea din săptămână. Cred că și eu, după ce mă voi lăsa de... După ce mă voi lăsa de sport, cred că va fi ziua liberă pe care o să-mi iau din orice domeniu. O să-ți văd palmele? Da, din punctul meu de vedere, sunt... Mai muncite. Sunt în regulă, sunt palme care muncesc, e corect spus, însă, realist vorbind, am văzut palme și mai și mai muncite. Tei să le văd cum, pe... vor, cum vor arăta după jocurile olimpice. Da. Eu sper să fie acoperite de o medalie. Și eu sper același lucru, indiferent da. de, de culoarea medaliei. Bineînțeles, sunt de părere că orice medalie. Este binevenită. Nu aș vrea să mă gândesc la istoria pe care o avem deja, istoria mai puțin plăcută, să spunem, lipsa de medalii din trecut, însă mă gândesc strict la acea cursă de 1000 de metri care, se va, care va fi la Paris. Mă gândesc că toată lumea, cele 8 embarcațiuni din finală, o să se lupte pentru 3 locuri, 3 locuri care vor străluci pe podium la un moment dat. Aș fi. Poate e greșit, din nou, spun mereu același lucru, și <laughs> poate voi fi judecat la un moment dat, însă sunt conștient și îmi doresc foarte mult medalia de aur. Este cel mai frumos loc. Te rog să nu te gândești la acest lucru că vei fi judecat. Însă mă gândesc la cel care e pe locul 4 și își dorește să vină pe locul 3. Să strălucească și el alături de cei ceilalți doi de pe podium Deci seama că este cea mai mare frustrare să fii pe patru da. Și să fii la câteva, nu știu, secunde sutimi Da Acolo chiar Au fost situații în sportul nostru Și nici nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul sportivilor care sunt atât de aproape Care este medalia cea mai iubită? Ah, medalia cea mai iubită Sincer este medalia prima mea medalie câștigată la senior este aurul de la Minsk din 2019 alături de Victor. Mi s-a părut incredibil ce am realizat atunci, chiar dacă ușor ușor a fost eclipsată de alte medalii, a venit uh, Halifax și a fost să mult peste acel rezultat pentru că a fost obținută în simplu și clar a, a fost eclipsă peste Minsk. Însă Ce moment am trăit Acolo la mine, ce Cât de bine m-am simțit Sincer nu aș putea să descriu în cuvinte Doar mi aduc aminte momentele de după cursă Îl vedeam pe Victor Lat Pe ponton Și eu eram Efectiv radi, radiam De fericire uh -huh. Aș vrea să Rememorezi și momentele când ai câștigat Prima ta medalie nu contează că a fost campionat național, că a fost european. Că a mi -a fost... aminte. Câți ani aveai? Cred că aveam deja 14 ani. <laughs> Se întâmpla pe lacul Cătușa din Galați. Se organizau ceva competiții interjudețene, cred că le pot spune. Și noi, cei de la Tulcea, de la clubul CSM din Danubiu, din Tulcea, mergeam acolo să concurăm. Eu eram înscris în proba de 1000 de metri, dacă nu greșesc. În acea probă, la categoria mea de vârstă, eram doar trei embarcațiuni. Pentru mine a fost o performanță, că am terminat cursa stând în barcă și am obținut primul bronz. Și acum, a, e acasă, lângă celelalte medalii, medalia de bronz, care este foarte mică și pe cât de mică este, pe atât de multă valoare Și să are. vezi câtă, câtă valoare va avea în momentul în care o să ai copilul tău? Și o să-i arăți în momentul în care na, copilul o să fie suficient de mare ca să înțeleagă și să vezi cât de mândru o să fie copilul tău. Am întâmpinat, cu siguranță, cu siguranță va fi un moment excepțional acesta. Mi-aduc aminte, deja auzisem, am avut ceva situații prin care am trecut, fiind la competiții de junior prezent, am tot fost invitat, cum ar fi Cupa Farul, organizată anul acesta, am fost prezent alături de copii care cred că e mult spus, erau frustrați că au venit pe trei din trei. Însă, sincer să fiu, mi-aduceam aminte de mine și mă gândeam că ar putea ajunge foarte mare acel copil care a spus acele cuvinte. Nu mi-am permis să mă duc să-l corectez sau să, să spun eu, știu, vreo părere despre ce, a, ce auzisem. Însă m-am revăzut. Pentru că și pentru mine a fost, să spunem, o frustrare. Erau băieți mai mari care influențau la, Părerea pe care mi-o formam în urma obținerii locului 3 din 3. Sună ciudat, da. Ai superstiții? Cred că da. Odată cu trecerea timpului, dacă, dacă aș fi fost întrebat prin 2018-2019, când eram la începuturi și abia urma să cuceresc prima medalie la seniori și abia să spunem că învățam despre ce este performanța, nu aș fi spus că nu am superstiții. Și am spus-o, dacă mi-aduc bine aminte. Însă acum, de fapt, odată cu trecerea timpului, realizez că am ceva superstiții. Mă încalz cu piciorul, cu încălțarea dreaptă. Nu. Efectiv, nu are nicio legătură cu sportul meu. Nu m-ar cu cu nimic dacă mă încalz cu adidasul stâng sau cel drept întâi. Sau eu știu au fost și induse câteva superstiții din partea soției inclusiv, să nu mă întorc niciodată dacă am plecat de acasă să... Dacă poartă ghinion. Mai bine o sun să vină să-mi aducă ce am uitat, că e mai simplu. Însă da, sunt superstițios. Super da, asta n-am înțeles-o cu piciorul, întâi încalți pantoful drept, practic. Da. Serios și pormă stângul. S-a întâmplat când... să, încalz, să mă încalz și cu cel stâng prima dată și, mă și așteptam să se întâmple. Nu l-am scos, mă așteptam, eram pe grabă. Și eram conștient, făceam asta conștient. Uh, și mă așteptam să se întâmple ceva. Și nu s-a întâmplat. Dar tot e o superstiție. <gântuie> nu cu pisica, nu cu, nu știu, nu. vineri sau marți 13? Stau în camera 13. Uh -huh. Stau din 2018 în camera 13. Pentru tine e o cifră De fapt, norocoasă. 2019, da, e o cifră norocoasă. Când <gântuie> e vineri 13, e nemaipomenit. <gântuie> Uite, vreau să vorbim acum și despre... Uh, ai trăit o altfel de copilărie tu. În ziua de astăzi, copiii sunt tot mai, mai puțin motivați să vină către sport. Dovadă stă și în rezultatele din ce în ce mai, mai puține pe care le avem. Oare care ar fi soluția? Cum să atragem copiii către sport? Sincer să fiu, nu aș. nu știu să dau un răspuns exact acum, pentru că. Așa cum spuneam mai devreme, am fost prezent la competiții de copii, de juniori, și am văzut copii care se străduiesc, și copii cărora le place să facă sport. Îi Vezi cum trăiesc momentele acelea. Nu aș. Nu, nu știu să spun care ar fi problema exactă. Să știi că și mie mi este foarte greu. Sunt și eu adesea întrebată acest lucru. Ideea este că pe noi ne-a motivat cu totul altceva. Și acum, ok, anul de fabricație, în ghilimele este diferit al meu de cel al lui Cătălin. Copiii din ziua de astăzi este greu să-i mai scoți de la calculatoare, de la jocuri. Și cred că atâta vreme cât părintele nu face mișcare, nu o să facă nici copilul. Ceea ce, în cazul da. meu, de exemplu, noi amândoi suntem sportivi, am făcut sport de performanță și facem sport în continuare. Însă uite-te de jur împrejur, ca să nu mai vorbim de, de cifre, de obezitate și așa mai departe. Mi se pare foarte trist că nu mai, nu mai reușim să aducem copiii către sport. Eu aș spune, vizavi de lipsa performanței, mai degrabă... Mă gândesc la cum eram eu când eram copil. Provin dintr-o familie modestă. Tata... Am muncit săracul până în ultimele zile de viață pe șantier. Era clar că dacă nu mergeam la sport, școala nu mi-a plăcut. Nu am spus-o odată, și sincer să spun, nu mi-e teamă să o recunosc, nu mi-e rușine să o recunosc pentru că asta. Așa am fost, așa s-a petrecut efectiv copilăria mea. Am plecat la sport, dacă se poate, e mult spus, din foame. Mi-am dorit să mă afirm. Cred că dacă mă aude acum vreun copil o să, o să mă creadă nebun sau eu știu, voi fi judecat de lume că o spun chiar așa. Dar asta e realitatea pentru mine. Eu am plecat din Sarichioi pentru a mă afirma, pentru a, a deveni cineva. Nu știam că fac chestia asta. Eu am plecat la Tulcea, am plecat pentru că nu mai aveam cu cine să mă joc pe stradă. Era simplu, așa vedeam eu situația. Însă târziu am realizat destinul meu se putea opri să devin un muncitor pe șantier și atât. N-am crezut că ceva o să mă mai sensibilizeze, însă știu oarecum, parcă parcă mă regăsesc și eu, știi, în, în povestea asta. Însă, iată că viața te-a te îndrumat și te-a te motivat să te duci către sport, să faci performanță, să fii cel mai bun? Pentru mine e simplu și cred că asta este cauza, că urma să vorbesc despre eu știu cauza care influențează la lipsa performanței. Copiii duc o viață bună acum. Am și eu 24 de ani. Mulțumesc. Nu aș putea spune că, eu știu, am făcut sport de mult, sau m-am apucat de sport de mult. Însă eu știu cum am petrecut acea copilărie. Cât de mult mă bucuram la orice primeam și câte lipsuri am avut. Că până la urmă despre asta e vorba. Din, nu aș vrea să o spun din respect pentru părinți, pentru că cu siguranță ei au și au, au îndurat foarte multe. Cred că și sper să nu să nu exagerez în cifre. Cred că peste 90% dintre, vorbesc de sportivii români, care au făcut înaltă performanță, cred că vin de jos. Da. Asta este secretul, din punctul meu de vedere. Uh -huh. Dorința de afirmare. Și de autodepășire, așa este? Uh, da, dorința, din punctul meu de vedere, dorința de autodepășire apare mai târziu. abia mai târziu, după de ce, trebuie. să spunem că descoperi despre ce este performanța. Începi să realizezi ce ai de făcut Însă, până atunci, e, acela e cel mai bun start. Așa e, da. Când un copil are tot ce-i trebuie, nu mai este motivat să lupte, să câștige Corect. aia sau aia altă. Am exemplu foarte bun acasă, o am pe sora mea. Nici. nici nu aș vrea să dezvolt foarte mult subiectul, pentru că, pe de o parte, sunt dezamăgit, face parte din noua generație care. nu mai seamănă. Dar are legătură eram? cu copilăria ta. Da. Sora ta care, câți ani are? Uh, no. Do 11 ani, dacă 11 nu ani. greșesc, da. Uh -huh. Să nu vorbesc, am și uitat noțiunea timpului. Și te uiți la ea și te gândești cum erai tu la 11 ani, nu? Da. Îmi aduc aminte că eu deja, peste puțin timp, erai trebuia deja să plec la sport. Da. Dar eram deja călit. Aș sublinia sau aș readuce aminte, poate nu este atât de important, însă mi-aduc personal aminte de momentele când mergeam cu bunica la câmp, mergeam la muncă. Putem spune că bătăturile din palmă au început mult mai devreme de, de sport? Aș spune, aș face o poveste frumoasă dacă aș spune acest lucru, însă mai degrabă, lăsând bătăturile, mă gândesc la caracterul pe care mi l-am format alături de bunica mea. Mi-aduc aminte că nu mă obliga nimeni să merg să muncesc în câmp. Îmi doream să câștig bănuțul meu de acolo și despre ceea ce vorbeam mai devreme, despre dorința de afirmare, despre foame între mele. Bunica ta pare ca o icoană pentru tine. Este. În 2019 s-a stins chiar în ziua în care cariera mea urma să iau o... Un viraj foarte periculos. Puteam să ies de pe traseu sau puteam să, cum s-a și întâmplat de altfel, să rămân pe drumul meu de sportiv de înaltă performanță. Pentru că acolo, sincer și din important de spus, datorită soției mele, am reușit să stăpânesc emoțiile. Mi-aduc aminte că fix în ziua în care bunica mea s-a stins, aveam uh, selecția pentru uh, următoarea competiție, jocurile europene de la Minsk, unde am și câștigat. O selecție pentru care, alături de Victor, m-am pregătit aproximativ două săptămâni, poate chiar mai puțin. Uh, efectiv, trebuia să joc ultimele cărți pe care le mai aveam în mână. Și dacă nu câștigam acea selecție, nu mai eram cam, vi, uh, campion uh, european la acea competiție. Poate mai departe dispărea motivația, dezamăgirea era poate prea profundă și mă dărâma. De aceea spun că putea fi un viraj foarte, Perfuz. foarte urât. Uh -huh. Anul ăsta te-ai te și căsătorit și poate că, cine știe, în viitorul apropiat, poate că nu ești pregătit deocamdată, da? Sau poate îți dorești, habar n-am, o să fii și tu tătic? Pe mine nu mă va încurca. Mi-aș fi dorit... Uh imediat după Jocurile Olimpice să mă bucur, să ne bucurăm, să mă bucur alături de soția mea. Să înțeleg că deja vă doriți copii? Sigur. Doamne ajută! Doamne A, ajută! Și când va să, să, fie, să vină, ce ți-ai dori pentru el? Sau nu te-ai la, la, acest lucru? Să facă sport? Să facă... Cu siguranță nu o să fiu genul de părinte care o să -și... Resfețe mai mult a fost, copilul doar din cauza faptului că eu nu am avut când eram uh, copil. Cu siguranță nu o să fiu genul acel gen de părinte pentru că vedem cu toții în, în ziua de astăzi ce se întâmplă cu copiii care sunt mai. Să spunem, peste măsură alintați. Că despre asta e vorba. Eu pur și simplu o să încerc să să îl duc în, a, în, acea direcție în care să fie modest de copil foarte mic n-ai cum să definești exact modestia asta, nu o să se vadă însă cred că am spus corect la început nu-l voi răsfăța pentru că așa se va forma acel caracter modest Știi cum e că așchia nu sare departe de trunchi. Așa sper Cătălin, pentru că ne apropiem de final, îți doresc în primul rând mult succes la jocurile olimpice. În viitor va fi un an plin de încercări pentru tine, să să -ți iasă așa cum îți dorești. Să știi că noi suntem mândri de tine și de tot ce ai realizat până acum și tu să fii mândru de România și să o duci pe podium acolo unde este locul. Mulțumesc. Voi încerca și din răsputeri să <gători> obțin rezultate și îți mulțumim pentru toate rezultatele tale frumoase. Mulțumesc! Baftă multă, și uh, poate cine știe, poate în curând o să avem și un junior maxim. Ar fi frumos! Ar fi frumos, îmi doresc din tot sufletul. Povești emoționante cu Cătălin Chirilă. Doamnelor și domnilor, iată, am ajuns la finalul podcastului. Drumul către medalii. Mulțumesc încă o dată TVR. După cum vă spuneam și la începutul emisiunii, ne vedem joia de la ora 8 seara. Dacă vreți, puteți să ne dați un follow pe YouTube, pe Facebook și pe Instagram. Vă mulțumesc și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt sportiv reprezentativ pentru România. O seară cât mai bună. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc.